Bun găsit, copii, la un nou episod din seria Ghiozdanul cu obiective de dezvoltare durabilă. Vom vorbi astăzi despre apa noastră, cea de toate zilele, despre obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 6, ape curate și sanitație. Dar mai am în ghiozdan și o sticlă cu apă fără de care nu plec niciodată, căci omul atunci când pleacă în călătorie, fără mâncare, se descurcă cu ce găsește prin natură. Dar fără apă este o problemă reală. Apa este una dintre cele mai prețioase resurse ale planetei. Și timp îndelungat s-a considerat că apa este o sursă inepuizabilă, putându-se consuma în orice cantitate, oricât, oricum. Din păcate, la începutul mileniului 3, apa a devenit o sursă periclitată atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ pe întreaga planetă. Natura dispune de mecanisme proprii de epurare, adică de filtrare. Însă nu poate filtra debite mari de ape uzate, deversate de industrie și zonele populate, cum este de exemplu un oraș. Rezultatul poluării cu apă uzată este imediat vizibil. Râuri și lacuri în care mor peștii, miros urât și devin adevărate focare de infecții. În condițiile actuale, rolul stației de epurare este unul esențial în reducerea poluării și protejarea mediului. Dar haideți să vă explic ce înseamnă epurare. Și nu, n-are nicio legătură cu iepurii. Este un proces complex de reținere și distrugere a substanțelor dăunătoare, astfel încât apa uzată să poată fi aruncată în natură. Și asta se face doar într-o stație de epurare. Copiii, noi chiar acum ne aflăm într-o stație de epurare, cea de la Tecuci, din județul Galați. Și ceea ce vedeți voi aici nu sunt niște piscine și nici bazine cu păstră. După cum vedeți, sunt niște bazine adevărate dintr-o stație de epurare. Principalul lor scop este de a îmbunătăți calitatea acestor ape pentru a putea fi deversate în natură, fără a afecta flora sau fauna. După ce apa este epurată, ea poate chiar fi refolosită în anumite domenii sau procese tehnologice. Epurarea apelor uzate este un proces deosebit de complicat și costisitor, presupunând echipamente de înaltă performanță, exploatate de specialiști cu experiență. Un specialist în materie de epurare avem și noi invitat astăzi, pe șeful stației, Adrian Oancă. Bună ziua, bine ați venit! Ziua, ne bucurăm că faceți parte din proiectul nostru. Și eu mă bucur că ați ales stația de la Tecuci pentru prezentarea dumneavoastră. Pentru că tot vorbim de ape uzate, de unde provin ele? Apele uzate în municipiul Tecuci provin de la toată populația, utilizatorii casnici, plus industriile care sunt, fabrica de conserve, fabrica de lapte, de pâine, de muștar, avem mai multe fabrici. Toate apele, toate deșeurile ajung la noi aici. Eu știu că asta este singura stație de epurare din Tecuci, dar cam câte stații sunt în țară? Orice localitate cu mai mult de 10.000 de locuitori este obligată să aibă stație de epurare. Deci, marea majoritate a orașelor le-au avut sigur. Ce aruncă oamenii în canalizare? De ce este nevoie de o stație de epurare? Aruncă, nici nu vă trece prin cap. Cele mai mari probleme le fac șervețelele umede, dar am găsit și prosoape, chimicale, piei de oaie am găsit într-o stație. Piei de oaie? Piele de oaie, într-o pompă la o stație de repompare. Este chiar impresionant, dacă nu pot să spun șocant, să aflăm ce aruncă oamenii în canalizare. Suntem înconjurați de ape uzate, murdare să le zicem, și cu toate acestea nu miroase aproape deloc, adică în momentul în care ne-am gândit să facem aici filmarea, sincer, aveam oarecare emoții. Putem să stăm să filmăm, pentru că ne facem meseria 24 din 24, așa este sistemul, suntem bolborosim, nu-i jacuzzi, este o perioadă de aerare, unde hrănim acele bacterii care mănâncă resturile organice, ce practic de acolo miroase urât, și noi le mâncăm, generând oxigen și monoxid de carbon,
de asta nu miroase. Ne puteți spune care este cea mai mare problemă pe care ați sesizat-o de la utilizatorii casnici? Poluarea cu grăsimi este cea mai periculoasă pentru noi ca stație de epurare. Grăsimile, dacă ajung aici, formează peliculă și mor toate bacteriile mele. Pe lângă faptul că creează probleme și pe rețea. Se depune pe țeavă, e greu de desfundat, se ajunge de multe ori la săpat, la înlocuit țeava, costuri imense. Dar nu vreți să vedeți mai de aproape cum arată apa care ajunge în stație? Cu siguranță vrem! Mulțumim! Așa ajunge apa aici, după ce a trecut de un sistem de gratare de serare și de separatorul de grăsimi și de nisipator. Ea ajunge așa. Este foarte bine zis că ea pare curată aici, de asta înseamnă că acel separator de grăsimi chiar își face treaba, pentru că, dacă nu știați, celebra publicație The Guardian a publicat un amplu reportaj despre cantitățile impresionante de grăsimi care se acumulează în canalizare, niște adevărați munți. Sunt mari cât un autobuz cu etaj sau aș putea să vă spun că l-au comparat chiar cu un Boeing 747, adică vă imaginați, e ceva imens. Și trebuie să vă spun că în marile orașe precum Londra, New York, Melbourne se caută soluții inovatoare astfel încât să informeze populația și să protejeze întreaga rețea de canalizare să nu se ajungă la afectarea acelei rețele. Să știți că în întreaga lume se fac campanii de colectare a uleiului uzat. Pe lângă legislația la industrial, care sunt obligați să facă un separator de hidrocarburi, se caută chiar și la chiuvete, la utilizatorul casnic, să-i pună ca un fel de capcană, să rețină acel ulei ca să nu mai ajungă în rețeaua de canalizare. Pe de altă parte, știu că alte orașe încearcă să găsească utilizări legitime ale grăsimilor și uleiurilor. Ele sunt transformate în combustibil biodiesel, folosit pentru alimentarea autobuzelor școlare, a diverselor echipamente sau creează stații de valorificare a grăsimilor. După cum vă spuneam, toată apa uzată din zona Tecuciului și pe viitor din Matca, aici ajunge în stația de epurare. Ne chinuim să facem o treabă bună, să o curățăm, o monitorizăm oră de oră. Asta este luat acum, așa arată apa. Pare destul de murdară. Este, dar nu vreți să vă arăt și cum o scoatem? Cu siguranță, cred că și copiii sunt curioși. Până ajungem la bazinul din capătul stației, ne puteți explica puțin de ce apa de aici este atât de murdară? Sigur, pentru că nu reușim să scoatem absolut toate particulele de... Și a zis, noi spunem nămol. Practic așa ajunge. De asta e așa neagră, din cauza particulelor. El fiind foarte multă, se adună. Și spuma aceasta ce? De cine o provoacă? Spuma o provoacă acele aeratoare. În momentul aerării suntem în perioada de aerare, 6 ore. Din cauza asta se face spumă. Sunt niște difuzoare care bagă oxigen în linie. Deci doar așa apa ajunge să fie curată după ce trece prin toate aceste procese. Absolut. Aici este punctul de capăt? Nu este punctul de capăt. Aici ajunge apa, cum ați văzut, o murdară și nămolul se lasă la fund. Rămâne apa curată, mai am o singură treaptă de făcut. Aici este doar procesul de decantare? Da. Ăsta este punctul final. De aici apa pleacă în râul Bârlad. Uitați-vă cât e de curată. Oh, da, chiar arată foarte bine. E și plin de verdeață. Este exact ca un bazin de la păstrăvărie. Vreți să vă arăt mai de aproape? Sigur că da! Haide. Și aici în fiecare zi faceți probe? În fiecare oră. În fiecare oră? Wow, este impresionant, dar este chiar foarte curată. Cu siguranță nu afectează nici plantele, nici animalele din râul în care este transmisă. Impresionant, faceți o treabă minunată aici. Vă mulțumim foarte mult pentru ceea ce faceți pentru oraș, pentru mediu și pentru că ați fost parte din proiectul nostru astăzi. Și noi mulțumim că ne-ați ales pe noi. Copii, am aflat astăzi foarte multe informații interesante despre cum și unde se filtrează apele uzate. Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei, respectiv sanitație pentru toți, sunt aspirații fundamentale ale cetățenilor. Este responsabilitatea statului,
asigurarea disponibilității apei și sanitației pentru toți. Însă, și noi toți, adulți, copii, putem contribui la păstrarea curată a apelor și la gestionarea corectă a celor uzate. Fiți și voi eroi ai apelor curate. După tot ce ați văzut și ați auzit astăzi, dacă simțiți că e cazul, învățați-i voi pe părinți ce nu trebuie să mai facă pentru a nu polua apele atât de necesare vieții. Pe curând!